Iubiți studenți de la Școala Prieteniei cu Dumnezeu, vreau să exprim înaintea voastră bucuria sufletului meu de a primi acest cuvânt, că Școala Prieteniei cu Dumnezeu a fost pentru mine un fel de, de, de surpriză șocantă, literalmente, pentru că mi-am dat seama, înțelegând acest cuvânt, Că, de fapt, toate drumurile credinței duc aici, la prietenia cu Dumnezeu. Și dacă aceasta este, totul este. Iar dacă aceasta nu este, nimic nu este. Vorbim de dragostea lui Dumnezeu, dar acesta e un, un termen abstract. Dacă cineva îți spune trecere că te iubește, dar nu se ved manifestări ale acestei iubiri, din clipa aceasta, îți dai seama că aceasta a, fost, aceasta a fost o vorbă goală. Cea mai înaltă dovadă și manifestare a iubirii lui Dumnezeu este prietenia pe care El ne o poartă. Voi sunteți prietenii mei. Acum, de unde știm noi că am crezut pe Dumnezeu când a spus cuvintele acestea? Pentru unii oameni va fi imposibil să asculte că Dumnezeu ar fi prietenul nostru. Mă menționăm în mai multe împrejurări despre surpriza doctorului meu musulman care s-a apropiat și mi-a spus, ziceam, am cunoscut și am înțeles că Dumnezeu este iubire. Niciodată n-am știut lucrul acesta. Acum, între creștinii care cred că Dumnezeu este iubire, vom găsi puțin dintre aceia care știu și cred că Dumnezeu este prietenul nostru. Acest cuvânt nu e spus prima dată nouă, dar nu este tot așa de simplu de crezut, de primit și de trăit. De unde știi că ai crezut că Dumnezeu este prietenul tău? Prin faptul că ai devenit un prieten așa cum Dumnezeu este prieten cu tine. De unde știi că ai crezut în iertarea păcatului tău? Din faptul că ai devenit o ființă iertătoare. Dragii mei, această listă se extinde asupra tuturor aspectelor vieții noastre de credință. Acum aș dori să mergem la o expresie pe care o găsim în epistola către Evrei la capitolul 12 și, prin harul bunului Dumnezeu la versetul 13, găsim cuvintele acestea: Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru ca cel ce schiopătează să nu se abată din cale ci mai degrabă să fie vindecat. Sunt oameni care vin după noi. Noi am venit după alții. Și la rândul copiilor noștri, spre exemplu, alții vin după ei, avem deja nepoți. La fel se întâmplă și în credință. Este familia și casa lui Dumnezeu am venit după alții. Nu suntem noi care am deschis calea. Isus este Cel care a deschis calea cea nouă și sfântă. Am venit după alții și noi, care am mers în urma Lui. Și am găsit un loc numit Biserică. Datorită acestor oameni, a fost păstrată vie flacăra credinței. Prin ei, Dumnezeu ne-a adus pe noi aici unde suntem astăzi. Ce înseamnă lucrul acesta? Este simplu și natural. Orice har și dar care se coboară de sus de la Tatăl Luminilor devine o chemare și o datorie din partea noastră. Cum menționam, Pavel merge să vestească Evanghelia pentru că cineva i-a vestit Evanghelia lui. Și chiar menționează câteva nume de oameni care au venit la credință înainte de el. Și lucrul acesta îl spune cu recunoștință, dar și cu obligație. Așadar, m-au întrebat câțiva dintre voi dacă e necesar să se atașeze la o biserică sau nu. Iubiții mei, dacă lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru voi și prin intermediul unei biserici, voi ați cunoscut prietenia cu Dumnezeu la rândul vostru, sunteți datori și suntem cu toții datori să facem același lucru pentru cei care vin după noi. Este capital lucrul acesta. Dacă lucrul acesta nu este înțeles. Credința se încheie la tine. Dacă lucrul acesta este înțeles, credința este dată mai departe ca o făclie olimpică. Și noi trebuie să avem în minte lucrul acesta. Că în momentul în care noi am găsit o adunare, în momentul în care noi am găsit niște oameni sau o biserică, am găsit niște oameni care slujesc în această biserică. Am găsit niște oameni care s-au rugat pentru noi, niște oameni care ne-au primit cu căldură, cu dragoste. Suntem datori să dăm aceste daruri, nu numai nealterate, dar mult înmulțite, să le dăm mai departe. Prietenia lui Dumnezeu ne obligă ne constrânge, spune Pavel în epistola către Roman, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge. Eu nu să fii constrâns de poliție sau să fii constrâns de tribunal sau de lege sau de guvern și este altceva să te constrângă dragostea lui Dumnezeu. La fel cum dragostea ne constrânge, la fel prietenia lui Dumnezeu ne constrânge pe noi să creăm un climat de prietenie pentru cei ce vin după noi. Pavel spunea, sunt dator grecilor și barbarilor, sunt dator să vestesc Evanghelia și vai de mine dacă nu fac lucrul acesta, rămân și mor dator, așa cum am vorbit noi. Cuvântul care în versetul 13 ne spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, se referă la faptul că și noi am găsit niște cărări drepte, croite de oameni iubitori de Dumnezeu. Și la rândul nostru trebuie să facem același lucru pentru cel ce vine după noi. El trebuie să găsească în tot ce trăim noi și în tot ce facem noi un mesaj legat de prietenia lui Dumnezeu cu sufletul nostru. Asemenea, omului din pustie care scoate apă de la pompă, dar are grijă să umple sticla aceea de apă ca să poată scoate următorul care vine după el să amorseze pompa și să scoată apă și el. El nu aruncă toate lucrurile în spate și spune după mine potopul. Bine că am băut eu apă și acum cine mai vine poate muri de sete chiar aici lângă fântână. El nu face așa ceva lângă noi sau pentru noi sau în viața noastră. La aceasta suntem și noi chemați. Ești părinte? Ești tată sau mamă? Sau... Ai avut și tu un părinte? Știi că ești dator să te comporți cu copilul tău în așa fel Încât el să cunoască prietenia lui Dumnezeu prin tine. Ești un om care ai astăzi o stare materială bună, știi bine că ești aici datorită unor oameni care au mers înaintea ta, care te-au învățat, care ți-au spus ce ai de făcut, te-au ajutat. Ai avut și din aceștia care nu te-au ajutat, și de la ei ai învățat ce să nu faci. Acum, dacă tu ești binecuvântat. Tu te vei întoarce înapoi către aproapele tău care acum intră pe calea aceasta și vei croi o cărare dreaptă. Îl vei învăța cum să lupte, cum să-și asigure o stare materială, cum să-și construiască o casă, o familie, cum să aparțină unei biserici. Vei plăti datoria aceasta sfântă pe care a creat-o în tine, faptul că Dumnezeu a pregătit astfel de condiții pentru sufletul tău. Acest lucru l-ați observat, observa și în cuvintele Domnului Hristos. Mergeți și vestiți Evanghelia în toată lumea. De ce? De ce să nu stăm acasă? De ce să ne... Pentru că și fov a fost vestită Evanghelia de cineva care poate și-a pus viața în joc, care poate a renunțat la tot ce putea oferi viața aceasta și a făcut din slujirea Evangheliei viața lui. Prin această viață, ai cunoscut, viața ei, prin această viață, ai cunoscut tu prietenia și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că vrei să faci lucrul acesta, versetul 14 spune, urmăriți pacea cu toți, absolut cu toți, dinspre tine către toți, nu trebuie să existe niciun fel de umbră, niciun fel de umbră. Dacă tu ești omul care vrei să crești, o cărare dreaptă, Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima purată ei vor vedea pe Dumnezeu. Da. Dar cei care nu urmăresc pacea cu toți și sfințirea, Scriptura spune, nu vor vedea pe Dumnezeu. Lucrul acesta nu este o pedeapsă, ci este o urmare naturală a unei câi pe care am ales-o noi. Dacă noi alegem să păstrăm o relație tensionată cu cineva sau cu aproapele nostru, vreo resentiment, vreo amintire rea, și nu urmăm pilda Domnului nostru Isus Hristos care s-a rugat pentru ucigași, care s-a rugat pentru vrăjmași, pentru batjocoritori, pentru cei care jurau, pentru cei care scuipau și strigau, și tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva Lui, dacă nu urmăm pilda aceasta, înseamnă că n-am văzut pe Dumnezeu. A vedea pe Dumnezeu nu e vorba doar de ziua de apoi, ci este vorba de mergerea noastră în fiecare zi cu dorința de a crui o cărare dreaptă. Nu poți să crești o cărare dreaptă dacă nu ai un, un reper. Și reperul nostru este însuși Dumnezeu care ne este prieten urmărește partea cu toți. Eliberează-te complet de o dacă vrei cu adevărat să fii să crești o cărare dreaptă pentru cel ce vine după tine. Și urmărește sfințirea. Ceea ce înseamnă a reflecta caracterul Domnului nostru Isus Hristos. Cel mai mare dar și cea mai mare onoare care se poate acorda unei ființe omenești este să reprezinte viața Domnului nostru, Isus Hristos, pe pământul acesta în care suntem noi, și să-și împlinească datoria față de cei ce vin după noi, să creeze un astfel de climat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Versetul 15. Cum este aceasta, practic? Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ci pentru că nu cumva, să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, ca să aducă tulburare și mult, să fie nu conduși pe o carare dreaptă, ci să fie întinați de ea. Vom rămâne la acest verset pentru câteva momente. Sunt ascunse în el taine mari, sufletești. De unde vine lăstarul din rădăcina amară? El vine din faptul că m-am abătut de la Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, cum ne scria cineva de o zi, zice, abia acum i-am dat seama ce înseamnă acest cuvânt. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, la aceasta ne referim când vorbim de croiscărări drepte, Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Harul acesta. Ai să nu te abați de la harul acesta. Dacă vrei ca acești copii care vin după tine și acești tineri care vin după tine și generația care vine după tine, dacă vrei să nu se abată din cale, să nu schiopăteze, ci mai degrabă să fie vindecat. Dacă într-adevăr dorești, acesta e harul aceasta e manifestarea Harului despre care vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu aici când spune Harul acesta care aduce mântuire pentru toți oamenii, spunea Pavel lui Tit. Dacă nu te abați de la Harul acesta, niciodată nu va da vreun lăstar dintr-o rădăcină de amărăciune față de cineva sau față de, de, de uh, familie sau față de biserică. Nu, niciodată. Dacă nu te abazi de la har, dacă te de la harul acesta, atunci natural vor da lăstar dintr-o rădăcină de amărăciune, va aduce tulburare atât în familie cât și în biserică și mulți, în loc să fie conduși pe o cărare dreaptă, vor fi întinați de ea. Dacă s-ar aduna astăzi mulțimea celor potigniți, care n-au putut merge pe calea lui Dumnezeu, fiindcă au fost potigniți. Ei nu sunt nevinovați. Ei au cumpărat potignirea aceasta și -au pus, au pus potignirea mai presus de Dumnezeu. Nu sunt nevinovați oamenii aceștia, dar vai de acela prin care vine, a spus Mântuitorul nostru. De aceea să nu fiți pricine de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru casa lui Dumnezeu, spune Biblia. Trebuie să te întreb lucrul acesta. Dar nu rămâi doar la a nu fi potignire. Sau a doua stare de amărăciune, ci treci mai departe, croiești cărări drepte cu picioarele tale, ca omul care vine după tine să nu se abată de la ele. Poate nu vine nimeni pe urma ta, dar înaintea lui Dumnezeu, numele tău, va sta însoțit de precizarea aceasta. A croit cărări drepte în viață pentru cei ce vin pe calea aceasta. Luați seama bine, nu în trecere, nu superficial. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii și care ne învață pe noi să o rupem cu păgânătatea și să o rupem cu poftele lumești, ca să putem trăi în veacul de acum, într-o lume în care străluciți ca niște lumini, spune Petru, într-o lume ca aceasta, ca să putem trăi cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Așa cum pentru tine a fost cineva care a deschis ușa bisericii, a fost cineva care a cântat pentru tine, a fost cineva care s-a dus și s-a rugat pentru tine, nu te trage înapoi niciodată de la o slujbă sau o chemare prin care tu poți să slujești celui care vine după tine să poată și el să facă ce ai făcut tu, să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu. Poate nu-i vom întâlni niciodată pe pământul acesta, pe oamenii aceștia nici ei nu ne vor întâlni pe noi. Dar ni s-a spus că vine o zi în care ne vom cunoaște față în față. Sunt puține motiv când vorbesc de acest lucru, că am primit o mulțime de mesaje din partea multor oameni, spunându-mi ce a semnat pentru ei cuvântul lui Dumnezeu. Dacă atunci când eu am fost chemat la acest cuvânt, a fost cineva să mă primească, Acum mă simt dator de prietenia și frăția aceasta a lui Dumnezeu și la rândul meu mă rog și caut să pot să croiesc o cărare de așa fel încât cel ce vine după mine să nu-și să nu se abată din cale, ci să fie vindecat. La aceasta ne cheamă și ne îndatorează prietenia noastră cu Dumnezeu. Amin. Tată, dă-ne totdeauna darul acesta de a croi o cărare dreaptă. Noi nu suntem drepți și nu putem croi cărări drepte. Dar ajută-ne să ne ațintim ochii la Tine, Doamne, și cărarea pe care o vom croi să fie după calea care este Hristos Isus. Doamne, îți mulțumim pentru cinstea aceasta care ne-a fost dată. Și te rugăm să ne ajuți ca niciodată să nu ne abatem de la Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oameni.